Este un lucru mare, ați începe viața de credință crezând o învățătură bună și solidă. Unii oameni au primit 20 de evanghelii diferite în cam la fel de mulți ani. Este greu să prezici câte evanghelii vor mai primi până când vor ajunge la capătul călătoriei lor. Eu mă mulțumesc Domnului pentru că El m-a învățat Evanghelia mai devreme în viața mea și am fost perfect satisfăcut cu ea încă de pe atunci în așa fel încât nu mai doresc să cunosc alta. O constantă schimbare a credeului este o pierdere sigură. Dacă un pom este dezrădăcinat de vreo două, 3 ori pe an, nu vei avea nevoie să construiești un pod mare în care să-ți imaginezi merele deoarece nu vei avea recoltă. Când oamenii își schimbă mereu principiile doctrinare, ei nu sunt înclinați să aducă mult rod pentru slava lui Dumnezeu. Este bine pentru tinerii credincioși să înceapă prin a stăpâni bine învățăturile fundamentale pe care Dumnezeu le-a predat în cuvântul său. Dacă aș crede predicile unora despre o mântuire temporară, fără valoare, care durează doar pentru o vreme, cu greu aș putea fi recunoscător pentru această mântuire. Dar când știu că pe aceea pe care Dumnezeu îi mântuiește, El îi mântuie cu o mântuire veșnică, când știu că El dă o neprihănire veșnică, când știu că El îi pune pe acești oameni pe stânca veșnicei sale iubiri și că El îi va duce pe aceștia în împărăția sa veșnică, o, oh, atunci cu adevărat mă minunez și sunt uimit că o astfel de binecuvântare mi-a fost dată mie. Oprește-te, suflete, dă slavă și minunează-te. Întreabă-te, o, oh, de ce asemenea iubire pentru mine? Harul m-a pus pe mine în numărul acela al celor ce fac parte din familia Mântuitorului. Aleluia! Mulțumiri veșnice, mulțumiri pentru tine! Presupun că există unele persoane a căror minte înclină într-un mod natural spre învățătura liberei voinței a omului. Eu pot doar să spun că mintea mea înclină înspre învățăturile Harului Suveran. Câteodată, când văd câte un caracter dintre cele mai rele pe stradă, eu simt că inima mea trebuie să explodeze în lacrimi de recunoștință deoarece Dumnezeu niciodată nu m-a lăsat să acționez ca și acești oameni. Mă gândesc că dacă Dumnezeu nu m-ar fi atins cu harul său, ce mare păcătos aș fi ajuns. Aș fi atins cele mai înalte trepte ale păcatului. Aș fi plonjat în adâncimile răului și nu m-aș fi oprit de la vreun viciu sau vreo nebunie, dacă Dumnezeu nu m-ar fi restrâns. Sim că dacă Dumnezeu m-ar fi lăsat singur, eu aș fi devenit un adevărat rege al păcătoșilor. Eu nu înțeleg motivul pentru care sunt mântuit, cu excepția faptului că așa a vrut el. Dacă ar fi să mă uit cu sinceritate în urmă, nu pot să văd niciun fel de motiv în mine însumi care m-ar îndreptăți să fiu părtaș Harului Divin. Dacă nu sunt în acest moment fără Hristos, este numai deoarece Iisus Hristos și-a făcut voia Lui în mine și cu mine și voia Lui a fost ca eu să fiu cu El, acolo unde este El și să împărțim slava Lui. Eu nu pot să pun corana decât pe capul aceluia a cărui har puternic m-a salvat atunci când mă îndreptam înspre prăbastie. Privind în urmă la viața mea spirituală, pot să văd că începutul ei a fost Dumnezeu. Dumnezeu într-un mod eficient. Eu nu am luat nicio torță cu care s-a prins soarele, ci mai degrabă soarele este acela care m-a iluminat. Eu nu mi-am început viața spirituală? Nu! Eu mai degrabă am dat cu piciorul și m-am împotrivit Duhului atunci când El m-a atras. Pentru un timp, eu nu am fugit după El. Există o ură naturală în sufletul meu împotriva tot ce era bun și sfânt. Amenințările erau fără efect asupra mea. Avertizările erau ignorate, fulgerele erau disprețuite și cât despre șoaptele iubirii sale, ele erau respinse ca fiind ceva mai puțin decât nimic, deșarte. Dar sunt sigur, acum sunt sigur în ce mă privește că numai el este mântuirea mea. El a fost acela care a întors inima mea pe dos și m-a adus în genunchiat înaintea lui. Eu pot într-adevăr spune -mi, harul mi-a învățat sufletul să se roage și mi-a învățat ochii să verse lacrimi. Și gândindu-mă la prezent pot adăuga următoarele. Acest har m-a păstrat până în această zi și nu mă va lăsa să plec. Toți suntem arminieni în virtutea firii noastre pământești. Îmi pot aminti bine modul în care am învățat învățăturile Harului toate deodată. Născut ca și noi toți de altfel, un arminian, eu credeam în vechile lucruri pe care le auzeam mereu de la învon și nu vedeam Harul lui Dumnezeu. Când veneam la Hristos, eu credeam că le făceam pe toate eu însumi și că eu îl căutam pe Domnul cu sinceritate. Nu aveam nicio idee că Domnul era acela care mă căuta pe mine. Eu nu cred că tânărul convertit este conștient de aceasta la începutul vieții sale de credință. Îmi amintesc ziua precisă și ora în care am primit pentru prima oară aceste adevăruri în propriul suflet. Când, după cum spunea și John Bonian, ardeau în inima mea ca și fierul înroșit și îmi pot aminti cum am simțit că am crescut de la starea de bebeluș la starea de om mare într-o singură clipită. Că am făcut un progres imens în cunoașterea Scripturii, deoarece am găsit, odată pentru totdeauna, cheia care desface enigma adevărului lui Dumnezeu. Într-o anume seară, pe când stăteam în casa Domnului, nu mă gândeam prea mult la predica acelui predicator, deoarece nu o credeam. Mă gândeam, cum am ajuns oare să fiu un creștin? L-am căutat pe Dumnezeu, dar cum am ajuns să-L caut pe Dumnezeu? Adevărul a licărit brusc în mintea mea. Eu nu l-aș fi căutat pe el decât dacă ar fi existat o influență precedentă în mintea mea care să mă facă să-l caut. M-am rugat, mă gândeam, dar apoi mi-am zis, cum am ajuns să mă rog? Am fost îndemnat să mă rog prin citirea scripturilor. Cum am început să citesc scripturile atunci? Le-am citit, dar ce oare m-a determinat să o fac? Atunci, într-o singură clipă, am văzut că Dumnezeu era în spatele tuturor acestor lucruri. Am văzut că El era autorul credinței mele și astfel, întreaga învățătură a Harului s-a deschis înaintea ochilor mei, și de la acea învățătură nu m-am mai depărtat de atunci și doresc să fac din aceasta mărturisirea mea constantă. Atribui schimbarea din viața mea, într-un mod integral, numai lui Dumnezeu. Odată am participat la un serviciu divin unde textul biblic s-a întâmplat să fie. El va alege o moștenire pentru noi. Și omul care ocupa în volul acelei biserici era un arminian având tare puțină înțelepciune duhovnicească. Astfel, el a început spunând: Acest pasaj se referă numai la moștenirea noastră temporară. Ne având nimic a face cu destinul nostru veșnic, deoarece, spunea el, noi nu vrem ca Hristos să aleagă pentru noi în ceea ce privește Raiul sau Iadul. Este așa de clar și de ușor a alege Raiul, încât fiecare om are atâta înțelepciune firească cât să aleagă Raiul. Noi nu avem nevoie de vreo inteligență superioară care să aleagă Raiul sau Iadul pentru noi. Rămâne la latitudinea voinței noastre libere. Și avem la dispoziția noastră destul înțelepciune, suficiente mijloace pentru a judeca noi înșine în ceea ce ne privește. Și deci, după cum omul nostru a dedus într-un mod foarte logic, nu aveam nevoie de Isus Hristos ca să facă o alegere pentru noi. Noi putem să alegem moștenirea pentru noi înșine, fără niciun avutor. O, oh, mă gândeam eu. Dar bunul meu frate, s-ar putea să fie foarte adevărat că am putea, dar eu cred că noi ar trebui să vrem ceva mai mult decât înțelepciune firească înainte de a alege bine. Suveranitatea lui Dumnezeu în viața oamenilor. În primul rând, dați-mi voie să vă întreb. Nu ar trebui ca noi toți să acceptăm o previdență guvernatoare și o mână a lui Jehova ca mijloc prin care noi am venit în această lume? Acei oameni care cred că după ce ne-a pus în această lume, Dumnezeu ne lasă în mâna liberei noastre voințe să alegem lumea aceasta sau cealaltă ca să ne direcționeze pașii, trebuie să admită că intrarea noastră în lume nu a fost alegerea noastră, ci mai degrabă, Dumnezeu este acela care a ales pentru noi. Ce circunstanțe erau în puterea noastră pentru a ne ajuta să alegem părinții? Am avut noi vreun cuvânt de spus în această privință? Oare nu ne-a ales Dumnezeu însuși părinții, locul de naștere și prietenii? Oare nu ar fi putut el să aleagă ca eu să fiu născut având pielea de altă culoare? Având ca mamă o ființă murdară care să mă îngrijească într-un staul murdar și să mă învețe să mă închină înaintea Dumnezeilor păgând la fel de bine ca și o mamă evlavioasă care zi și noapte să-și plece genunchi în rugăciune pentru mine? Sau nu ar fi putut el oare, dacă ar fi dorit să-mi dea un deșânțat ca părinte, om de pe buzele căruia să fie auzit un vocabular înfricoșător, murdar și obscen? Nu m-ar fi putut el pune într-o familie în care un bețiv să-mi tată? Un om care m-a scufundat și pe mine în închisoarea ignoranței și m-ar fi pus în lanțurile fără de legii? Oare nu providența lui Dumnezeu? Aceea care a ales să-mi dea o soartă așa de fericită, făcând ca amândoi părinții mei să fie copii ai lui devotați în a mă crește în frica lui Dumnezeu? Suveranitatea lui Dumnezeu mântuire. Pentru a dovedi doctrina alegerii, John Newton obișnuia să spună o istorioară hazlie despre o femeie care zicea Ah, domnule, domnul a trebuit să mă iubească înainte ca eu să fiu născută. Că de nu, el nu ar fi văzut nimic demn de iubit în mine după aceea. Eu sunt convins că acest adevăr este adevărat în ce mă privește. Eu cred în doctrina alegerii, deoarece sunt convins că de nu ar fi ales înainte de întemeirea lumii, nu m-ar fi ales niciodată. Și el a trebuit să mă aleagă din motive necunoscute mie, deoarece eu nu am putut găsi nici măcar un singur motiv în mine însumi care să mă învrednicească să fiu iubit cu o dragoste specială. Astfel, sunt forțat să accept acea mare învățătură biblică. Îmi amintez un frate arminian care îmi spunea că a citit scripturile de zeci de ori și că el niciodată nu a putut găsi învățăturile despre alegere în ele. El a adăugat că era convins de faptul că le-ar fi găsit dacă cu adevărat erau acolo, deoarece a citit cuvântul în genunchiat fiind înaintea Domnului. Eu i-am răspuns: Eu cred că tu citești Biblia dintr-o poziție destul de inconfortabilă, și cred că de asemenea că dacă ai citi-o liniștit de pe un scaun confortabil, ai putea să o înțelegi mult mai lesne. Roagă-te cât mai mult cu putință, dar este superstițios să crede că există ceva în postura trupului când citești și astfel. Dacă ai reușit să citești Biblia de 20 de ori fără a găsi nimic despre doctrina alegerii, de mirare ar fi dacă ai găsit ceva în toată Biblia. Cred că ai galopat prin scripturi așa de repede încât nu i-ai apucat să scoți nici măcar o idee inteligibilă cu privire la înțelesul lor. Dacă ar fi uimitor a vedea un râu sărind afară din pământ, cât de minunat ar fi privileștea unui vast izvor din care toate râurile pământului să-țișnească dintr-o dată în sus, un milion de râuri născute dintr-un singur izvor. Ce privilește măreați ar fi? Cine și-o poate imagina? Și totuși, Dragostea lui Dumnezeu este acea fundație în care toate râurile de milă care ne-au îmbucurat rasa, toate râurile de har din toate timpurile își au originea. Suflete al meu, stai și tu la marginea acestei sfinte fântâni și dă slavă preamărim pentru totdeauna pe Dumnezeu, chiar tatăl tău care te-a iubit. La început când acest mare univers exista doar în mintea lui Dumnezeu, înainte ca munții să fie făcuți și ei cu mult înainte ca lumina să licărească pe tot întinsul cerului, Dumnezeu a iubit pe creaturile sale alese. Înainte de a exista vreo ființă creată, când eterul nu era vânturat de aripile îngerilor, când spațiul în sine nu exista deloc, când nu exista decât singur Dumnezeu, chiar și atunci, în acea singurătate a divinității și în acela adânc și profund calm și liniște, inima lui era mișcată cu dragoste pentru aleșii săi. Numele lor erau scrise pe inima lui și ei erau dragi inimii lui. Isus și-a iubit poporul înainte de temerea lumii, chiar din veșnicie. Și când el m-a chemat pe harul său, el mi-a zis, eu te-am iubit cu o dragoste veșnică. De aceea, cu o iubire amabilă te-am atras la mine. Apoi, în plinirea vremurilor, el m-a cumpărat pe mine cu sângele său. El a permis ca inima să-i fie rănită adânc din cauza mea, înainte ca eu să-l iubesc. Da, când el a venit la mine pentru prima oară, nu l-am respins eu oare. Când a bătut prima dată la ușă și când a cerut permisiunea de a intra, nu l-am scos eu oare afară în ciuda harului său. O, oh, îmi amintesc cum eu am făcut deseori astfel, până când, într-un sfârșit, prin puterea harului său eficient, el a spus, eu trebuie să intru și eu voi intra. Și atunci, el mi-a schimbat inima și m-a făcut să-l iubesc. Dar chiar și acum, eu aș continua să rezist dacă nu ar fi existat harul său. Bine, atunci, din moment ce el m-a cumpărat, atunci când eu eram mort, în păcate, nu se subînțelege oare ca o consecință necesară și logică că el a trebuit să mă iubească pe mine mai întâi? A murit Mântuitorul meu pentru mine deoarece eu am crezut în el? Nu. Eu nu existam pe atunci. Nu aveam ființă. A putut deci Mântuitorul să moară pentru că eu aveam credință când eu însumi nu eram încă născut? A putut fi posibil un astfel de lucru? A putut aceasta să fie originea iubirii Mântuitorului meu pentru mine? O, nu. Mântuitorul meu a murit pentru mine cu mult înainte ca eu să fi crezut. Dar, va zice cineva, el a prevăzut că tu vei avea credință și că, ca o consecință te-ai iubit. Ce a prevăzut el oare despre credința mea? A prevăzut el oare faptul că eu îmi voi procura acea credință eu însumi și că voi crede în el prin forțele în proprii? Nu. Hristos nu putea să privadă aceasta deoarece niciun creștin nu va spune vreodată că credința vine de la el însuși, fără daruri și fără lucrarea Duhului Sfânt. M-am întâlnit cu mulți credincioși mari și am vorbit cu ei despre această problemă. Dar nu cunosc niciunul care a putut să spună cu mâna pe inimă. Eu am crezut în Isus Hristos fără ajutorul Duhului Sfânt. Depravarea totală. Sunt legat de doctrina depravării inimii omului, deoarece mă văd pe mine însumi depravat în inima mea și am dovezi zilnice care mi arată că nimic bun nu locuiește în mine. Dacă Dumnezeu intră în legământ cu un om care nu a căzut, omul fiind o creatură atât de neînsemnată, acesta este un act de bunăvoință din partea lui. Dar dacă Dumnezeu intră în legământ cu omul păcătos, omul este atunci o ființă atât de respingătoare încât trebuie să fie din partea Domnului un act de grație pură, liberă, bogată și suverană. Când Domnul a intrat în legământ cu mine, eu sunt sigur că a fost totul numai har, nimic altceva când îmi amintesc ce cuib de animale necurate și păsări erau în inima mea și cât de puternică era voința mea noi, cât de încăpățânată și de rebelă împotriva suveranității domniei divine, sunt mereu îndemnat să ocup cel din urmă loc în casa tatălui meu și când voi intra în rai, va fi pentru a merge printre cei mai mici dintre toți sfinții în calitate de șef al păcătoșilor. Har de la început până la sfârșit. Răposatul domn de Ham a pus la picioarele portretului său un text foarte admirabil. Mântuirea este a Domnului. Aceasta este esența și substanța calvinismului. Dacă cineva mă va întreba ce înțeleg eu că înseamnă a fi un calvinist, voi răspunde. Calvinistul este acela care spune că mântuirea este a Domnului. Nu pot găsi în scripturi altceva decât această învățătură. Este esența Bibliei. El este stânca mea și mântuirea mea. Spune orice contrar acestui adevăr și va fi erezie. Spune-mi o erezie și o voi putea să-i găsesc originea aici în faptul că s-a depărtat de la acest mare, acest fundamental, acest adevăr de granit. Dumnezeu este stânca mea și mântuirea mea. Care este erezia romii dacă nu adăugarea a ceva la meritele desăvârșite ale lui Isus Hristos? Aducerea unor lucrări ale cărnii pentru a asista la îndreptățirea păcătosului. Și care este erezia arminianismului dacă nu adăugarea a ceva la lucrarea mântuitorului? Fiecare erezie, dacă este adusă în forma ei brută, va fi descoperită aici. Eu am propria Personal am opinie că nu se poate predica Hristos și Hristos crucificat decât în cazul în care se predică ceea ce noi numim în zilele noastre calvinism. Numele acesta nu este decât o poreclă. Calvinismul este Evanghelia și nimic mai mult. Nu cred că putem predica Evanghelia dacă nu predicăm îndreptățirea numai prin credință, fără fapte. Nu cred că putem predica Evanghelia dacă nu predicăm despre suveranitatea lui Dumnezeu în dispensația Harului și nici nu cred că putem predica Evanghelia dacă nu preamărim neschimbătoarea, alegătoarea veșnică, imuabilă și cuceritoare iubirea lui Jehova. Nu cred că putem predica Evanghelia decât dacă ne bazăm pe răscumpărarea specială și particulară a aleșilor săi. Răscumpărare plătită în mod integral pe acea cruce. Și nici nu pot înțelege o Evanghelie care lasă pe Sfinți să cadă după ce au fost chemați și suportă ca copiii lui Dumnezeu să fie arși în focurile iadului după ce au crezut odată în Isus. O astfel de Evanghelie eu o urăsc. Dacă vreodată se va întâmpla ca o uiță din turma lui Hristos să cadă, sufletul meu slab și fricos ar cădea de o mie de ori pe zi. Dacă unul din cei ce au intrat în legământ s-a pierdut, la fel de bine e să se piardă toți, deoarece atunci nu ar mai exista nicio promisiune adevărată, ci Biblia este o minciună și nu există nimic în ea care să merite aprobarea mea. Aș fi un infidel imediat și aș crede că un sfânt al lui Dumnezeu poate să cadă definitiv. Dacă Dumnezeu m-a iubit odată, atunci El mă va iubi pentru totdeauna. Dumnezeu are o minte tot puternică. El a aranjat totul în giganticul său intelect cu mult înainte de a crea și odată ce El a pus ceva la punct, el nu se mai întoarce ca să altereze ceea ce a făcut. Aceasta trebuie să fie, spune el, și mâna de a destinului notează evenimentul respectiv și ceea ce spune Dumnezeu se face. Acesta este scopul meu și el va sta în picioare deoarece nici pământul, nici adul nu-l poate altera. Acesta este decretul meu, spune Domnul. Duceți-l la îndeplinire, voi sfinți îngeri, smulgeți-l de pe porțile raului voi dracilor, dacă puteți, dar voi nu veți putea altera decretul, va sta în picioare pentru totdeauna. Dumnezeu nu schimbă planurile. De ce ar trebui să și le schimbe? El este tot puternic și în consecință poate să facă tot ce dorește. De ce ar trebui să se răzgândească? El este atot înțelept și în consecință nu a putut să plănuiască greșit. De ce ar trebui să se răzgândească? El este Dumnezeul veșnic și în consecință el nu poate muri înainte de a-și atinge scopul. De ce ar trebui să se schimbe el? Voi atom ne însemnați pe pământ. Efemeri, trecători ce sunteți, voi insecte care vă târâți pe această frunză de laura existenței, voi vă puteți schimba planurile, dar el niciodată, niciodată nu și le va schimba pe ale sale. Mi-a spus el că planul său este să mă mântuiască, atunci eu sunt pentru totdeauna în siguranță. Numele meu scris în palmele sale, veșnicia nu-l va șterge. Gravat în inima sa rămâne ca semn al harului de neșterți. Eu nu știu cum unii oameni care cred că un creștin poate să cadă în nihar reușesc să fie fericiți. Trebuie să existe ceva foarte lăudabil în ei pentru ca ei să fie în stare să trăiască o zi fără descurajare. Dacă nu aș crede doctrina perseverenței sfinților până la sfârșit, cred că dintre toți oamenii eu aș fi cel mai nefericit, deoarece mi-ar lipsi orice sursă de alinare. Nu aș putea spune în orice m-aș afla că eu sunt ca o fântână ale cărei izvoare nu seacă, ci aș fi obligat să împrumut analogia unui izvor intermitent care poate seca oricând, sau analogia unui rezervor de la care nu mă pot aștepta să fie tot timpul plin. Eu cred că cei mai fericiți creștini și cei mai adevărați creștini sunt aceia care niciodată nu îndrăznesc să se îndoiască de Dumnezeu, dar care primesc cuvântul simplu, așa cum este, și îl cred fără să întrebe întrebări doar nădăduind că dacă Dumnezeu a spus astfel, se va face. Aduc mărturia mea de bunăvoie și spun că nu am niciun motiv, nici măcar umbra vreunui motiv să mă îndoiesc de Domnul meu și provoc cerul și pământul și iadul să aducă o singură dovadă cum că Dumnezeu este un mincinos. Din adâncimile iadului chem pe diavol și de pe pământ chem pe toți credincioșii încercați și suferinți și înaintea al raluiului apelez provocând experiența sfinților răspălați în sânge să se pronunțe și nu se va găsi în aceste trei domenii nici măcar o singură ființă care să poată dovedi ceva împotriva credincioșiei lui Dumnezeu sau să poată slăbi credibilitatea promisiunilor lui pentru robii săi. Sunt multe lucruri care se pot sau nu se pot întâmpla, dar următoare versuri se vor împlini în tocmai. El va prezenta sufletul meu nepătat și desăvârșit înaintea slavei feței lui cu mari bucurii divine. Toate scopurile oamenilor au fost înfrânte, dar nu și scopurile lui Dumnezeu. Promisiunile omului pot fi încălcate, multe dintre ele sunt făcute pentru a fi încălcate, dar promisiunile lui Dumnezeu vor fi împlinite în tocmai. El este un făcător de promisiuni, dar el niciodată nu este un încălcător de promisiuni. El este un Dumnezeu care își ține promisiunile și fiecare om din poporul său va fi o dovadă a acestei credincioșii divine. Aceasta este încrederea mea personală și recunoscătoare. Domnul va desăvârși lucrarea pe care a început-o și cu mine. Nevrednicul de mine, pierdutul și ruinatul ce sunt, el mă va mântui în continuare și eu, prin mulțimea celor spălați în sânge, voi flutura frunze de palmier și voi purta coroana. Și gălăgios, biruința o voi proclama. Eu mă îndrept înspre un ținut pe care plugul niciodată nu l-a arat. Un ținut unde totul este mai verde decât în cele mai bune câmpii ale pământului și mai bogat decât cele mai abundente recolte pe care ți le poți imagina. Eu merg înspre o clădire având o arhitectură mult mai splendidă decât orice clădire construită de mâini omenești. Ea nu este gândită de muritori, ci este o casă a lui Dumnezeu. O casă care nu este construită de mâini, veșnică, în paradis. Tot ceea ce voi cunoaște acolo, și toate lucrurile de care mă voi bucura acolo, le voi primi din mâinile Domnului meu, și când, într-un sfârșit, voi ajunge înaintea lui, voi zice: Harul doar să fie întronat, de-a lungul veșnicelor zile, în rai să fie piatra cea mai înaltă, căci merită din plin slăvită. Nicio limită asupra meritelor Sângelui lui Hristos. Știu că există unul care cred că este necesar sistemului lor teologic să limiteze meritele Sângelui lui Isus. Dacă sistemul meu teologic ar avea nevoie de o asemenea limitare, l-aș arunca la gunoi. Eu nu pot, eu nu îndrăznesc să permit acestui gând să-și facă locuința în mintea mea, deoarece mi se pare un gând vecin cu blasfemia. În lucrarea sfârșită a lui Hristos, eu văd un ocean de merite, ocean fără fund în care ochii nu văd niciun țăr. A trebuit să existe suficientă eficiență în sângele lui Hristos, încât, dacă Dumnezeu ar fi dorit, El ar fi putut să mântuiască nu numai lumea noastră, ci chiar și alte zeci de mii de astfel de lumi care au călcat porunca Creatorului. Odată ce ai admis infinitatea meritelor lui Hristos, să le limitezi este neconceput. Atunci când ai o persoană divină ca jertfă, nu se poate concepe o valoare limitată, iar măsurătorile omenești nu și au sensul în ceea ce privește jertfa divină. Intenția scopului divin este cea care determină aplicabilitatea jertfei infinit de valoroase, fără a o schimba, însă într-o lucrare finită. Gândește-te la numărul acelora asupra cărora Dumnezeu a vărsat deja harul său. Gândește-te la nenumărații sfinți din Rai, dacă ar fi să fii prezentat acelei mulțimi, ți-ar fi mai ușor să numeri stelele sau boabele de nesip de pe o plajă decât să numeri multitudinile care există chiar acum înaintea tronului. Ei au venit de la est, vest, nord și sud și stau de vorbă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția lui Dumnezeu și pe lângă mântuiții din rai. Meditează la mântuiții de pe pământ. Binecuvântat să fie Dumnezeu. aleșii și să săi de pe pământ, eu cred că se numără cu milioanele și vin zile mai luminoase ca acestea, că mulțim peste mulțim vor fi aduse la Mântuitor și se vor bucura în el. iubirea Tatălui nu este doar pentru puțin, ci pentru o mulțime excesiv de mare. O mare mulțime care nu poate fi numărată va fi găsită în rai. Un om poate recunoaște cifre imens de mari. Puneți newtonii în funcțiune, activați cele mai puternice instrumente de calculat și ele vă vor calcula cifre impresionante. Dar Dumnezeu și numai Dumnezeu poate număra mulțimea aceea mare a răscumpăraților săi. Eu cred că vor fi mai mulți oameni în rai decât în iad. Dacă cineva mă va întreba de ce cred aceasta, eu voi răspunde că în Hristos toate lucrurile trebuie să aibă întietate și eu nu pot concepe cum Hristos poate avea întietate dacă sunt mai mulți oameni în împărăția lui Satan decât în paradis. În plus, nu am citit niciodată cum că trebuie să Există în iad o mulțime mare care nu se poate număra. Eu mă bucur gândindu-mă că toți copiii, imediat după ce mor, alergă cu grăbire în rai. Gândiți-vă ce mare mulțime de copii va fi acolo. Apoi, există în cer nenumărate miriade de duhuri ale oamenilor drepți care au fost desăvârșiți, răscumpărații tuturor națiunilor, și rude, și oameni, și limbi, și câte au fost până acum, și vin vremuri și mai bune când religia lui Hristos va fi universală, când El va domi de la o margine la cealaltă, cu stăpânire nelimitată. Când împărății întregi se vor pleca înaintea lui și când națiuni se vor naște într-o singură zi și într-o mie de ani ai marului stat milenar vor fi destui mântuiți pentru a compensa deficiența de mântuiți din cele câteva mii de ani care s-au scurs înainte. Hristos va fi stăpân peste tot și laudele sale vor fi auzite în fiecare ținut. Hristos va avea întâietate în sfârșit. Vagoanele sale vor fi mult mai mari decât căruțele nemilosului stăpân al iadului. Ispăcirea nu este universală. Unii oameni iubesc doctrina ispășirii universale deoarece îi spun. Este așa de minunat, este o idee atât de drăguță, ideea cum că Hristos a murit pentru toți oamenii, spun ei. Există ceva în ideea aceasta care place instinctelor umanității. Eu admit că această idee place umanității, dar frumusețea poate deseori să fie asociată cu falsitatea. Există multe lucruri pe care eu le-aș putea admira la această teorie a răscumpărării universale, dar voi arăta implicațiile absolut necesare ale acestei teorii. Dacă Hristos a intenționat să mântuie pe toți oamenii pe acea cruce, atunci El a intenționat să mântuie pe aceia care erau pierduți înainte ca El să moară. Dacă doctrina aceasta este adevărată, că El a murit pentru toți oamenii, atunci El a murit pentru unii care erau în iad înainte ca El să vină în lume, deoarece fără îndoială. Existau mulți oameni care au fost aruncați acolo din pricina păcatelor lor. Încă o dată, dacă a fost intenția lui Hristos să mântuie toți oamenii, cât de deplorabil a fost el dezamăgit în așteptările sale, deoarece avem propria mărturie potrivit căreia există un lac care arde cu foc și pucioasă și în această prăpaste blestemată au fost aruncați, potrivit teoriei ispășirii universale, chiar persoanele care au fost cumpărate cu sângele său. Conceptul acesta mi se pare de o mie de ori mai repulsiv decât oricare din acele consecințe asociate doctrinei calviniste și biblice a ispășirii speciale și particulare. Gândul cum că salvatorul meu a murit pentru oameni care au fost sau sunt în iad mi se pare mult prea oribil. Gândul cum că el a fost înlocuitorul tuturor fiilor oamenilor pe acea cruce și că Dumnezeu, după ce mai întâi a pedepsit înlocuitorul, a decis să pedepsească mai apoi păcătoși înlocuinți la cruce, pare a fi în conflict cu toate ideile mele despre dreptatea divină. Ideea potrivit căreia Hristos a oferit o ispășire și o satisfacere a dreptății pentru păcatele tuturor oamenilor și totuși unii din acești oameni sunt pedepsiți pentru păcatele pentru care Hristos a făcut deja ispășire, mi se pare mie că atribuie lui Jehova o monstruoasă nedreptate care mai degrabă trebuie atribuită lui Saturn, lui Ianus, zeița hoției sau celui mai diabolic zeu păgân. Domnul să ne păzească, să nu gândim vreodată într-un asemenea mod despre Jehova, Dumnezeul nostru drept și înțelept. Nu există suflet care susține mai fer ca mine învățăturile Harului. Și dacă vreun om mă va întreba dacă mi este rușine să fiu numit calvinist, eu voi răspunde. Eu doresc doar să fiu numit creștin. Dar dacă mă întreb dacă susțin vederile doctrinare susținute de Calvin, eu răspund, eu în principiu le susțin și mă bucur să mă mărturisesc aceasta. Dar departe de mine e ideea cum că Sionul este locuit numai și numai de creștini calviniști sau să cred că nu există alții care sunt mântuiți fără să susțină vederile noastre doctrinare. Lucruri foarte urte au fost spuse despre caracterul și despre starea spirituală a celui care este numit prințul modern al arminienilor, John Wesley. Eu pot doar să spun în ceea ce îl privește pe Dumnealui că, cu toate că detest multe din învățăturile pe care le-a predicat, Totuși pentru omul în sine am o reverență pe care nu o mai am pentru niciunul din urmașii săi și dacă ar fi ca încă doi apostoli să fie adăugați în rândul celor 12, nu cred că s-ar putea găsi oameni mai potriviți decât George Whitfield și John Wesley. Caracterul lui John Wesley este deasupra oricărui reproș în ceea ce privește lepătarea de sine, râna, sfințenia și părtășia cu Dumnezeu. El a trăit cu mult deasupra nivelului obișnuit al creștinului tipic și a fost unul din cei pe care lumea nu-i merita. Eu cred că există multitudini de oameni care nu pot vedea aceste adevăruri sau cel puțin nu le pot vedea în forma în care le punem noi, care totuși au primit pe Hristos ca mântuitor al lor și sunt la fel de dragi inimii lui Dumnezeu ca și cel mai sănătos calvinist înăuntru sau în afara raiului. Nu cred că sunt diferit de vreunul din frații mei hipercalviniști în ceea ce cred, dar sunt diferit de ei în ceea ce privește lucrurile pe care nu le cred. Nu susțin mai puțin decât ei, dar susțin mai mult, cred eu, puțin mai mult din adevărul revelat în Scriptură. Nu există doar acele învățături cardinale ale Scripturii, prin care să ne îndreptăm corabia vieții spre nord, sud, est sau vest. Și pe măsură ce studiem cuvântul, începem să învățăm câte ceva despre nord-vest și despre nord-est și toate celelalte direcții care se cuprind între cele patru puncte cardinale. Sistemul de adevăr revelat în Scriptură nu este doar o linie dreaptă simplă, ci două astfel de linii și niciun om nu va reuși să obțină o vedere bună asupra Evangheliei până când nu află cum să privească între amândouă linii simultan. De exemplu, citesc într-o carte a Bibliei și Duhul și Mirea să zic vino și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Totuși, eu sunt învățat în altă parte a Bibliei că nu atârdă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are în milă. Văd într-un loc din Scriptură providența lui Dumnezeu peste tot ce a creat, și totuși văd de asemenea, și nu pot abține să nu văd, că omul trăiește cum dorește și că Dumnezeu a lăsat acțiunile omului, într-o mare măsură, voinței libere a acestuia. Acum, dacă ar fi să declar că omul a fost așa de liber să acționeze încât nu a existat niciun control al lui Dumnezeu asupra acțiunilor sale, aș fi adus foarte, foarte aproape de ateism. Dacă pe de altă parte declar că Dumnezeu conduce Universul în așa fel încât omul nu este destul de liber pentru ca să fie responsabil, aș fi adus imediat în propastea antinomianismului sau a fatalismului. Faptul că Dumnezeu predestinează și faptul că totuși omul este responsabil sunt două realități pe care puține pot vedea într-un mod clar. Ele sunt considerate drept inconsistente și contradictorii, dar nu sunt. Vina este slaba noastră abilitate de a le înțelege. Două adevăruri adevărate nu pot fi contradictorii. Dacă deci găsesc că este predat într-o parte a Bibliei că totul este rânduit mai dinainte și este adevărat și găsesc de asemenea în altă parte a Bibliei că omul este responsabil pentru toate acțiunile sale și știu că și aceasta este tot adevăr, atunci numai din cauza nebuniei mele îmi imaginez că aceste adevăruri se pot contrazice. Nu cred că ele pot fi puse la oaltă și unite pe vreo nicovală omenească, dar cu siguranță că ele vor fi una în veșnicie. Aceste învățături sunt ca două linii care sunt aproape paralele, în așa fel încât mintea umană care le urmărește până se pierde în orizont nu va descoperi niciodată că ele de fapt se întâlnesc. Dar ele cu siguranță că se întâlnesc și se vor întâlni undeva în veșnicie, aproape de tronul lui Dumnezeu, de unde izvorăște orice adevăr.